Postul Mare sau Postul Paștelor este perioada de pregătire pentru Sfintele Paști, fiind asemănată adesea cu o călătorie duhovnicească către Săptămâna Patimilor și Înviere. Și în acest an, creștinii ortodoxi din Glodene au început pregătirile către sărbătoare. Creștinii ortodoxi au intrat în febra cumpărăturilor din ajunul sărbătorilor de Paști. Gospodinele au grijă ca la masa de sărbătoare să fie prezente ouăle, mielul, pasca și cozonacul. Piața este invadată de cumpărători, iar miei sunt la mare căutare. Punem în duhovcă, în roală și punem cu cițor la 180 de grade și se coașe. Și când iese de ochior, foarte rumă și o mâncați. Foarte gustos. În fiecare an de pas. Da, fiecare an vin copii acasă și noi pregătim tot bucatele bune. Conform tradițiilor, miel, ouă, cozonaci. Ca de obicei, ca la toată lumea, nu lipsește friptura și răciturile. Oamenii spun că sărbătoarea are o semnificație aparte pentru ei, iar aceasta vine odată cu învierea Domnului. Săptămâna aceasta, săptămâna patimilor, cu post aspru, când putem să ne reținem trupul și tânguim cum Dumnezeu a patimit în săptămâna, să nu uităm că patimile Domnului mult înseamnă pentru noi, că El s-a jertfit pentru noi, pentru iertarea păcatelor, pentru întreaga lume. Și sărbătoarea învierii e o sărbătoare foarte mare, asta e răbufnirea a libertății omului, care s-au scos din iad. Până la venirea Mântuitorului, sufletele erau toți strânși la rai, nu era nimic. Și după Mântuitorul a venit și a pătimit și a arătat, și tocmai în adâncul morții a murit și s-a coborât în iad, a scos și de atunci omenirea creștină are șansa, cât din ar fi viața, cât nu a fost în păcate, ultimul moment să elibereze de păcate, să mărturisească, să mântui. Menționăm că sărbătoarea religioasă creștină, Paștele, comemorează învierea lui Iisus Hristos, la 3 zile după crucificarea sa în Vinerea Sfântă. Pentru creștin, Paștele este sărbătoarea cea mai sfântă din calendar.